cântat astăzi de bucurie așa un pic de asta cu biserica. Dorin, dăm chitara. Chitara?
și început, sfârșit și început. Tinerilor, doresc să ne alăturăm și noi înainte de Dumnezeu, în continuare printr-o rugăciune. Înainte de aceasta aș vrea să citesc ceea ce spune psalmistul în psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta, căci zic, îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Amin. Iată, cred că și în această seară putem fiecare dintre noi să spunem că mare a fost îndurarea Domnului față de fiecare dintre noi. Dumnezeu s-a îndurat de noi, ne-a dat sănătate, ne-a binecuvântat casele, familiile noastre și în această seară sufletul nostru cred că găsește o bucurie în faptul că se află în casa Domnului de rugăciune. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu în această seară pentru marele har pe care l-are fiecare dintre noi să fie aici la părtășie, la închinare, în prezența Domnului. Amin. Ne închinăm Domnului. Stăm înainte ta și îți mulțumim, binecuvântat să fie numele tău și astăzi. Îți aducem închinare, glorie și slavă numele tău cel sfânt. Îți mulțumim de această frumoasă. Îți aducem mulțumire, glorie și slavă ție, Dumnezeu din cer, pentru binecuvântarea și hară pe care le avem de la tine, Dumnezeu de Sfinte. Îți aducem închinarea ta, mulțumire și laudă ce numele tău cel sfânt. Ne închinăm și îți aducem glorie și slavă ție, Dumnezeu din cer, lăudat și binecuvântare să fie Domnul, Dumnezeu de Dumnezeu. Într-un locaș în care demonstrarea ți-a mulțumit, demonstrarea ți-a mulțumit, Doamne, Sfânt și Mare, Doamne, Dumnezeule, numele Tău și astăzi, glorificat și lăudat să fie numele Tău și astăzi, glorie, glorie ție, Dumnezeu din cer,
Mulțumim în această plasă pentru binecuvântare sfântă, îți mulțumim pentru har, mulțumim, Doamne Dumnezeu, pentru părtășie, îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce Tu ai lăsat în inimile și în sufletele fiecăruia dintre noi. Glorie Ție, Dumnezeu, Tu sfinte! Îți mulțumim și lăudăm numele Tău și astăzi, și ce ai venit în lumea noastră, Doamne, să ne înveți, Doamne, cum să trăim, să ne înveți, Doamne, să facem binele, să ai presupte toate, să ne înveți, Doamne, calea către Tine, Doamne, harul Tău, Doamne, este peste noi, Doamne, să fie numele Tău și astăzi, bucuria și harul pe care le avem, să fim la părtășenie, te glorificăm, Doamne, când ne putem în care. Glorie Ție, Dumnezeu prea sfânt, lăudat să fie Tău și astăzi, numele Tău e bine și sus, Dumnezeu, numele Tău e triumfat, Tată, Dumnezeu, slavă-i Tău, aleluia, mărire Ție, aleluia, glorie Ție, mulțumim pentru Dumnezeu, slăvit să fie numele Tău, Doamne, și adunare, binecuvântat să fii Tău, pentru seara aceasta, pentru prezența Ta, lasă peste noi seara aceasta, cu pacea Ta și inimă. Aleluia, aleluia, mărire Ție, aleluia, glorie Ție, slăvit fii, binecuvântat, aleluia, aleluia.
Să simțim această iertare în inimile și în sufletele noastre. Doresc să simțim o eliberare ca să putem sta înaintea Domnului, în închinare, în cântare, în ascultarea cuvântului și cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în inimile noastre. De aceea doresc în această rugăciune de mărturisire cu toți împreună să stăm înaintea Dumnezeului care ne cunoaște pe fiecare în parte. El cunoaște gândurile noastre, El cunoaște privirile noastre, El știe totul și psalmistul spune înainte să ne ajungă cuvântul pe buze. El îl cunoaște întru totul. De aceea, celuia care în fața căruia totul este gol și descoperit, doresc să ne mărturisim în această seară și Dumnezeu să lase această iertare peste fiecare dintre noi. Și astfel să stăm liberi înaintea Domnului, împărtășie în această seară. Amin. Ne închinăm cu toții. Stăm înainte Ta, Doamne, și Îți mulțumim în această seară. Înainte Ta, Doamne, toate lucrurile sunt suferite și înainte Ta, Dumnezeu este bun. Îți mulțumim în această seară pentru binecuvântare, pentru har, îți mulțumim pentru părtășie sfântă, îți mulțumim pentru binecuvântare, pentru care ai intrat în viață, îți mulțumim și Te rugăm, Doamne. Lasă în această seară binecuvântarea Ta peste inimile noastre, pentru toți cei care Te cheamă, din toată inima lor, Doamne, îți mulțumim. E vremea aceasta de har, de bucuria sfântă, pe care avem într-o vreme ca aceasta, Doamne, Dumnezeule, să putem să ne închinăm și să-Ți mulțumim, Doamne, din toată inima noastră. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu, înălțat să fie numele Tău sfânt și astăzi, Doamne, ne închinăm cu mulțumire și cu lasă, să aducem glorie și slavă numele Tău ce sfânt în această seară. Mulțumindu-Ți din toată inima pentru binecuvântarea și harul care l-ai pus peste noi, peste inimile noastre și peste viața noastră. Seara aceasta de har, seara aceasta de bucurie, seara aceasta de părtășie, Doamne, în care unii cu alții dorim să ne unim înaintea Ta. Îți mulțumim, Tatăl, Dumnezeu preasfinte, mulțumim, Dumnezeu preanalt, această vreme, a binecuvântărilor și a harului ceresc. Doamne, Îți mulțumim și Te rugăm cu toată inima. Lasă și în această vreme binecuvântări și har în mijlocul noi. Lasă și în această vreme binecuvântări peste casa aceasta de rugăciune. Lăudat să fie numele Tău sfânt și astăzi. Binecuvântat să fie Doamne Iisus. Lăudăm și onorăm binecuvântări. Binecuvântat să fie cu Tatăl nostru și cu Dumnezeu nostru. Vă rog să ocupați locurile. Tinerii rămân în continuare, fratele Simine vor mai conduce.
câteva cântări de laudă înaintea Domnului în această seară. Spun bun venit tuturor fraților și surorilor, prieteni dragi în această dupămasă, care cred că cu bucurie v-ați îndreptat spre casa Domnului și cu aceeași bucurie doresc să și mergem către casă. Sunt plin de bucurie să văd împreună cu noi familia Dorloții, fratele Vasile și sora Regina. Amin. Domnul să-i binecuvinteze. L-am întrebat pe fratele Dorloții dacă mai știe românește. Stă cam mult timp prin Italia, 6 luni de zile, poate mai bine de 6 luni, și locul de acolo de la ușă a fost gol. Nu am găsit înlocuitor. Domnul să-l binecuvinteze. Ne bucurăm că s-au întors acasă. Lăudăm pe Domnul în continuare, spuneam cu toți împreună. Apoi doresc și copilașii să pregătească și eu cântare spre lauda Domnului. Împreună cu tineri și bătrâni dorim să lăudăm pe Domnul. Fratele Ioniță, după copilași, pregătește și el o cântare spre lauda Domnului și Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Pentru noi e taină mare ce va fi în viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nori, însă știi
Domnul să binecuvinteze. Mult nu mai este. Și colinda, o am scris-o după o casetă, e colindă minunată. Lângă Eslea minunată ne adunăm, din colindul Sfintei Nașteri colindăm. Cântă cerul și pământul sus și jos, tare-i dulce fața Domnului Hristos. Care o știe poate să cânte cu mine și... Le minunate ne-a colindăm, din colindul Sfinte Nașteri colindăm. Cântă cerul și pământul sus și jos, tare-i dulce fața Domnului Hristos. Doamne, Doamne, ție cu drag ne-nchinăm și la fiecare cu drag colindăm. Colindăm cu bucurie și destin. Astăzi s-a născut Iisus în Biflaie. Doamne, Doamne, ție cu drag ne-nchinăm și la fiecare cu drag colindăm. Colindăm cu bucurie și destin. Astăzi s-a născut Iisus în Biflaie. Cântă îngerii acum imnul sfânt, slavă ție în cer și astăzi pe pământ. Cântă și păstorii cântec fericit, astăzi s-a născut Iisus în Biflaie. Doamne, Doamne, ție cu drag ne-nchinăm și la fiecare cu drag colindăm. Colindăm cu bucurie și destin. Astăzi s-a născut Iisus în Biflaie. Cântă magii aducându-și darul lor, slavă ție, împăratul tuturor. Cântă steaua cu lumina peste cor, slavă ție, soare veșnic leruile. Doamne, Doamne, ție cu drag ne-nchinăm și la fiecare cu
mândra colindă, colindăm cu bucurie și destin. Astăzi s-a născut Hristos în Viflaim, cântă cerul și pământul sus și jos. Slavă cinste-n închină lui Hristos. Numai Maica știe semnul profeției. Umbra crucii peste Fiul adormit. Doamne, Doamne, ție cu drag ne-nchinăm și la fiecare cu drag colindăm. Colindăm cu bucurie și destin. Astăzi s-a născut Iisus în Viflaim. Doamne, Doamne, ție cu drag ne-nchinăm și la fiecare cu drag colindăm. Colindăm cu bucurie și destin. Astăzi s-a născut Iisus în Viflaim. Amin. Tinerii să pregătesc și ei să laude pe Domnul într-o cântare. În urmă doresc fratele Dorluții să ne aducă câteva cuvinte de la frații din Italia. Un salut de la bisericile pe unde Domnul a rânduit să ajungă în câteva cuvinte în această seară. Dacă spuneam că ne bucurăm de fratele Dorluții, de sora Reghină, ne bucurăm și de fratele Ion și de sora Crina. Ei nu au fost așa departe de Timișoara, au lăsat Timișoara pentru Oradea. Însă după masa asta sunt împreună cu noi. Domnul să-i binecuvinteze. Ne bucurăm să revină în mijlocul nostru, sora Crina. Doresc după îndemnul fratelui Dorluții să laude și ea pe Domnul într-o cântare. În urmă din nou copilașii se mai pregătește și ei să laude pe Domnul. Iar după copilașii fratele Dani Pop pregătește și el o cântare și Domnul să-l binecuvinteze. Thank you.
fața Domnului Iisus. Mulțumim Domnului că v-am găsit iar în pace, sănătoși, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Acum, nu vă supărați pe noi, fiindcă acolo în părțile Italiei programul a fost într-altfel, ori mai târziu, ori mai dimineață. Și ne-am obișnuit acolo, așa cum a fost acolo, așa cum spune cuvântul Domnului, când au plecat ucenicii de la Ierusalim să vestească cuvântul lui Dumnezeu prin toate țările. Zice că când eram la greci, când eram la iudei, când eram la efeseni, când eram prin toate părțile, m-am făcut ca și ei. Acum trebuie să mă înțelegeți că și noi ne-am făcut ca și italienii când am fost în părțile acelea, fiindcă nu puteam să ne facem ca românii. Dar totuși am fost la frații noștri români și frații noștri români de la bisericile române ne-au dat un salut care spune în felul următor. Spune sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților cei din Italia, vă trimit sănătate, harul să fie cu voi cu toți. Amin. Amin. Frații mei, surorile mele, de la frații italieni, nu vă citesc din Psalmul 21, iar îl citiți dumneavoastră acasă sau în adunare sau când aveți timp, dar acolo, la frații italieni, a fost o problemă mare. Când am intrat la ei în adunare, am văzut că din cinci continente au fost frați. Și am urmărit să vedem ce spune. Tot această carte o aveți și dumneavoastră. Și am spus, Domnul să vă binecuvânteze, fiindcă avem un Dumnezeu în ceri și a lăsat porunca aceasta să împlinim legile sfinte a lui Dumnezeu din această sfântă carte. Și toți frații de acolo care sunt din cele cinci continente, din America, Africa, Asia, care au fost acolo, tot această carte o au și frații de acolo și totuși frații ne-au trimis și ne-au sesinat cu Psalmul 21. Citiți-l acasă, Domnul să vă binecuvânteze și noi mulțumim Domnului că am ajuns cu bine. E adevărat că avionul a mai scârțăit un pic pe drum, s-o cam aproape s-o rupt aripile de la avion, nu știu ce s-a întâmplat la avion, dar totuși Dumnezeu ne-a ajutat ca să ajungem iară din nou în biserica noastră. Domnul să vă binecuvânteze, amin. Înalță Domnul Iisus, înalță și înalță numele lui Iisus. Și înalță Domnul Iisus, înalță și înalță Domnul Iisus, înalță. Taie scara lui Satana ca să cadă jos. Taie scara lui Satana ca să cadă jos. Și înalță Domnul Iisus, înalță și înalță numele lui Iisus. Și înalță Domnul Iisus, înalță și înalță Domnul Iisus, înalță. De povara ta lui Iisus El o va purta. De povara ta lui Iisus El o va purta. Amin.
sunt pierdut, Tu, Iisuse, mi-ai fost tu. Și din toate numai Tu m-ai izbăvit. Când ziceam că sunt pierdut, s-a bătut în jurul meu. Tu ai venit și te-ai luptat în locul meu. Valurile le-ai mustat, pe mine m-ai ridicat. Azi îți așa de grea, și ziceam că să rezist noi mai putea. Atunci Tu, ulei, ai pus ochii mei udați de plâns. Și pe Domnul dintr-o cântare, în urmă fratele Adi, apoi și fratele Dani laudă pe Domnul, iar după cântarea lor, din nou tinerii se mai pregătesc și ei să laude pe Domnul și Domnul să-i binecuvinteze.
Crăciun, nori și stele spun, s-a născut un zori recele. Fără de veșmânt în casele pământ, însoțit de vânt, în fân al lumii stăpân. Este a el ascult, singur aștenut, magii l-au găsit și i-au dăruit tot ce-i mai de preț, Domnului. Aștenut, magii l-au găsit și i-au dăruit tot ce-i mai de preț, Domnului măreț. Lucitoare sea peste lumea rea, Regele Iisus a venit. Din lacrimi fierbinți spre multe suferinți, prun nevinovat s-a întrupat, s-a născut în fân al lumii stăpân. Ieslea e singur aștenut, magii l-au găsit și i-au dăruit tot ce mai de preț, Domnului măreț. S-a născut în fân al lumii stăpân, aștenut, magii l-au găsit și i-au dăruit tot ce-i mai de preț, Domnului măreț. Vesine murirea, retân fericirea, rugăciunea mea să ajungă până la tine. Când pare a nu mai exista scăpare pentru mine, Iisuse, nelecercarea mea pe brațul tău mă ține. Nu vreau să fiu
ar fi să îndur așa o cară și rușine. Ajută-mă să-ți pot urma, vrednic să fiu de tine. Chiar dacă ar fi să îndur așa o cară și rușine, ajută-mă să-ți pot urma, vrednic să fiu de tine. Să nu mă las să cad răpuns în așița pustie, nici de-are lumii valuri dus în noaptea pribegie. Oricât mi-ar fi lupta de grea, voi minui cu tine. Cine va fi împotriva mea când tu ești pe